Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi ne ducem cu ATV-ul la nord, la țară. La țară. Fii cel mai fericit, din mult n-am văzut așa fericire în ochii lui. Peste 200 de km avem de mers. Și am încărcat-o. Am încărcat ATV, am încărcat și multe lucruri care, de care nu avem nevoie să le dăm la țară. Ați văzut, am făcut curat. Da, am făcut curat și gata, am cuplat remorca. Avem și careva lucru pentru Ariana, care o să ducem la bunica și trotineta i-am încărcat. Da, pe Ariana noi o lăsăm. Și casca. Și casca, cum fără casca? Pe Ariana noi o lăsăm pentru că ne ducem să filmăm. Nu ne ducem la odihnă, ne ducem să filmăm. Și Alex mai facă și cât un cer cu ATV-ul. Gaza am închis, apa am închis, cum face toată lumea. Ferestrele închise, paza punem și plecăm. Ușa este încuiată, da. Last night I dreamt of an end to poverty. All nations were growing, all nations stood strong. Smiles of understanding. Să stați să luăm niște plăcinte. Și bine că m-am oprit. Am verificat și aici s-au deschis niște vopsea. Și că s-a stropit. Am vopsit și remorca. Și benzina. Nu am umplut-o. Și se înflă canistra. Și am dat drumul la aer. Și o să ne mai oprim. E de plastic de asta. În rest, tot ok. Nu a zburat nimic. Așteptăm pe Cristina să aducă plăcințele și cafea. Și Marcela cu nanu Jeanie. Salutare copii. Care americană dă-ne? Asta e americană? Da. Ne ptigai acum că nu erau. Am rugat frumos, ne facă. Da? Da. Proaspăt. Am luat și două astfel și... Vreau să gustăm și baba la ei. Baba neagră e luat. Așa. Da-ți mulțumit, tata avem. Și acolo plăcinte mai avem. Și mama ne-a trimis plăcinte gustoase, cu varză murată. Vrei să-ți dau să mănânci? Vreau, dar cu foame, la toți e foame. Așa, acolo sunt cu varză la... Dă, Jeanie, cafeaua așa. Pune-ți centura țâne și plecăm și mâncăm pe drum. Vezi că el și-l lățimii, nu-i... Da, da, dar am văzut și mai înalt, eu oricum nu treci cu mașina pe sus. Dar nu treci, iau-te cu mașina și e mai jos. Da. Noi nu treci. Porsche. Porsche, Ferrari treci, da. Da, și faci el, scrie cineva în comentarii și strânge el la ce se folosește. Scopul pentru care este făcut. Venera, te murdărit. Unde e? Cosmos, Venera. Ce faci, îți filmăm măsilor. Asta e fetița, asta e fica lui Cosmos. Da, Cosmos, și-i Cosmos, da, cine, 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 cine. Da, și e tot e așa, văd, activă, da? Da, păi, Jack Russell. Ei toți așa, sunt nebuni. Sport, sport, sport. Sport, sport, sport. Așa, descărcăm tot acum aici și îți dăm remorca încoace și mașina s-o dăm înăuntru, scoatem ATV-ul, Alex facă niște cercuri și s-o dat într-o parte ATV-ul. Alex, deja e gata cu ATV-ul. L-ai pus lângă tău, da? Da. Ce garajul. Busul ăsta să participe la filmări aici la noi. Ești gata? Hai, du-te! Du-te-te că-te, la atent, vine?
Să nu pui, știi, spatele, e de la deal. Venera! Go, go, go! Venera! Ce frumoasă! De când am băut vieri? Doi frumoși! Ne-am ajuzat sănătate, sărbim prin păhărul de bere și ne apucăm de lucru. Aici bere parcare, alt gust, foarte gustos. Acasă nu slichește așa. Foarte bine azi, vrem să facem azi vreo 3 videouri, pentru că e cald, soare, nu bate vântul. Pe mâine arată un pic ploi și oricum azi filmăm și pe ploaie azi filmăm, dar facem azi cât mai multe. Dacă băieți îți duc amândoi. Duc să facă niște cercuri aici pe, pe narătură. Hai, să fiți atenți. Hai, pa, pa. Uși un izvor aici frumos, cu apă rece. Vara pun aici harbuș, pepeni verde. Îi mențin rece, rece. Și-l scoț așa și când îl tai rece, parcă din frigider. E seara deja. Noi am filmat două videouri super interesante pe canalul lui Alex. De asta și sunt îmbrăcat așa. Cristina vrea să facă mâncărică. Face o tigaie de cartofi așa prăjiți ca la țară și noi aici pescuim. Nanu Jenia pescuiește și el e îmbrăcat tot ca să nu spun pentru video, așa am filmat. Da. Și sunt nișcă ceva sau? Nu știu, ori m-a ridicat eu și nișcat ori. Și Cosmos cu Venera aici, da? Și vreți voi pește? Când am fost data trecută, nivelul apii era jumate de metru în jos, sub pod. Deci trebuie să fie acum 2 metri jumate undeva. Da, adâncime. 2 metri 20 undeva. Și apa nu-i murdară, că mulți ia acolo în pește. Nu-i murdară, asta e mâncarea care aruncă de deasupra, că apa e curgătoare. Aici este izvor și el e închis acum pentru că se duce apa aici. Da, dacă închide, pe aici curge multă apă și este și pe acolo, încă o țavă, pe acolo vine apa. Și acolo un colț, e ca pe acolo, se duce apa în râu și se duce mai departe. Primul pește îl împărțim? Da, da. Principal sivă mare. Nu, dar sunt mari, sunt și mari aici. El și anul trecut a aruncat pește aici mulți, micuți, care au crescut și anul ăsta tot a aruncat. A, și anul ăsta tot? Da, au venit și cu mătru. Să prindă pește. Dar până când nimic, Jenia s-a mutat în partea așa. Și tot până când nimic. Alex nu se satură de ATV cu Denisca. Da. Acum a venit Denisca și a prins un pește. Aha, ca palma ta. Dar e micuț. E micuț, da, și să faci cu dâns. Să faci, dai domnul înapoi. Da. E prea micuț. Господин, aici... Vorbit cu Alena. Mătușa mea nu este, este psihoșară la muncă. Și deja eu sunt господина. Da, господин în casă. La acasă m-a sunat. Știi, n-a tigaie, mâncare, beșe e plin. Da, da. Ieri trăiesc, nu cumva noi să rămânem flămânzi. Și salățică, da. Brânzică, cartofii, super, da, foarte gustos, nu știu, aici e foarte gustos, ori e tigaia, ori e plita, ori e atmosfera. Și aici e Ricky? Ricky. Ricky, 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 vine să fie mezele. În cap. În cap, da. Eu am Batista. Da, am văzut, da. Noi facem filmulețele cu țara, da, așa da. Că deghizarea nu ne-a îmbrăcat Sergiu în general. El și Jenia, da, toți suntem îmbrăcați. Deja pe azi filmările gata. Mâine mâncăm și la culcare și mâine
Continuăm, pentru că se primesc foarte interesant filmulețele. Cine o să dorească să le privească, o să intri pe canalul Alexiunie TV și o să vedeți cu ce ne-am ocupat noi, da, două zile la țară. Scenetele noastre. Vă arătăm și masă și noapte bună. Salata foarte gustoasă. Cartofi prăjiți și patlăgele marinate și murate, așa într-un fel. Da. Marinate și murate. Gustos. E și asta de-am Cristina care a făcut acasă, m-a dus. Și brânză de... De la căprița. Care... Capră. Da. Și acolo este și lapte proaspăt, care îți bei Jenia. De capră. Și Marcela. Vă place? Da, dar după mască cu ceva dulce. După bere. Laptele după bere. Radu a făcut pirogul de măr și a să bei cu lapte. Mm. Pirog de măr? Chec de măr. El a făcut? Da. Deci tu știi cum atra faci chei? M-a învățat. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mai Luc, noi ne-am trezit. Cristina face mâncărica. Bună dimineața, Marcelo! Așa, lapte ia să beți voi, da? Lapte de capră. S-a aburit casca. O început să plouă. Da. Noi deși filmăm, dar deși merge ploița și plouă gine. Dar nu nimic, tot n-ai interesant. Ești interesant și ploaie. Peștica. Marcel aici acușii curăță repede. Ia. Aha. Vreo 15 pești, da? Sunt și mărișori. Uh-huh. Frumos. Și am stat în ploaie, cred că vreo 2-3 ore. Până i-am aninat, eram uz până la piele. Da, în schimb, mâncăm pește. Da, și am înțeles că peștele este foarte, foarte dulce. Și nu are niciun gust de lac sau... Da. Apa aici ai curgătoare. Da, e curgătoare și nu are miros de măl. Da, îmi dai pista mărunțel, da? Da. Și pe urmă au rămas încă 3 mari. N-am mâncat pește de lac, prăjit, pare că vreo 8 ani, 10. Nu, dar tu ești cele care le-am cumpărat, îți trase mama, de unde? Eu n-am mâncat. Adunai, nu. Care 8, 10? Eu, nu, n-am mâncat înainte de a mă duce în Grecia. Vreo 20 ani în urmă. Serios? Da. N-am mâncat de asta? Eu de când m-am dus în Grecia, mâncam doar de cela de mare deja. Și pe urmă n-am, chiar când vine în Moldova, nu mâncam de asta. De acasă să gust. Eu îmi crește la prăjit. Mai trebuie, mai rume. Mai rume? Da. Vreau să văd dacă e gata. De? Poți unul să-l tai, da, să vezi. Da, văd dacă e da, gata. Eu cred că mai bine mai rumen decât mai... Eu îi fac mai rumen. Am mult să văd. Găsesc bun ciorap de net acolo. Dar până la ciorapul. Acum am făcut un video cu Nanu Jenia și el a căzut în ias. Da, mulțumesc. Pe canalul lui Alex a stat filmat. Păi tu ai vrut pe Alex să-l împingi și te-a împins Cristina pe tine. Da, dar vezi că mine Alex m-a împins, eu am avut motive și să-l împing. Răzbunare de anul trecut, da? Da, fix aproximativ un an, plus minus, nu știu, tot prin mai mic, cred că. Da. Și Cristina a chicat în glot. Da, de atâta că tu m-ai împins în apă. Încă ți-o mărs, nu te-am tras după mine. Eu că nu m-am gândit să te apuc de o mănic să trag după mine în apă. Bumerang. Da, și nu poți nada? A, nu? Nu. Cea mai periculos, și corect spune, cea mai periculos e să scăpi o persoană care nu poate să înoate și care e panicată. Pentru că el nu se gândește la ceea că tu vrei să o scoți, dar se gândește la ceea că se iasă mai repede din apă. Știi, neacă și pe tine. Da. Ai Cristina se panichează tare. Ai avut noroc că nu mai trage. Nici nu poate nota și se panichează. Eu știut că tu aici mă împinge, eu știu la gem, dar eu ce am știut. Nu, dar el avea să-ți salveze pe urmă, Cristian. Da, păi în răși tare. E tare răși tare. Afară sunt 8 grade, apa trebuie să fie vreo 5-6. Noi am venit ieri. Numa? Era din izvor? Și cald era ieri. Da, era post soare. 20 grade era. Da, și noi ne-am uitat azi la Chișinău, era soare și cald, dar aici
ploaie toată ziua și frig. Diferența de la Chișinău și aici era aproape 10 grade. 9 grade erau diferența. Noi ne-am uitat. Aici era 8, sau la Chișinău 8 și aici 9 erau. Asta de la masă. Ia că Jenia vrea să întoarcă măliga să farfurii. Eu m-am trimis să fac măliga. Așa. Mă apuc așa ca harbab jabib. 1, 2, 3. S-a auzit pleoșc, așa? Și am un trebuie să faci așa. Ei, jumătate de măline. Am uștat. Fac, curge pe masă. Normal. Da, e jumătate de măline. Dar asta poți să o pui la foc și coarja asta e gustoasă, știi? Dar asta e și una vie să ia. Ultimii trei pești. Arată delicios. Yummy aici, mușghei. Posibil. Poftă mare. Mulțumim, Schina, tu ai pus sare mălică. Da. Bună dimineața. Toți ne-am trezit. Și iar prăjim ouă. Noi o să mâncăm ouă cu cărnați prăjite, așa. Yummy. Pâine cu unt și cărnați și ouășoare. Da, și vrem să mai filmăm câteva videouri. Apare nu plouă. Super. Iau, hai vină pe mănuțe, hai vină pe mănuțe, așa, bețel. Dimisca, tăti, de aici poți eu. Mă moți. Aici Alex, bună dimineața, Țiunea. Bună dimineața. Alex, de dimineață a făcut 10 șorțuri, bravo. Au. Acum și mai filmăm câteva videouri și ne ducem acasă, da? Da. Să încărcăm ATV-ul de glot. Remorca de glut. Da, de vopsea care curs. Și de vopsea care curs. Da, nu-i problemă. Gata, am pus remorca și acum ne pornim spre casa noastră dragă. Da. Gata, am acoplat remorca. La revedere. Uite așa TV-ul glut. Trecem și pe la lucru, pe la cumătru Radu. Să-i spunem la revedere. El lucrează și lângă vamă. Vama, o taci. Ia că e vama. Da, nu e rând deloc. Nu-i nimeni. Deci e și piața, și vama, și magazine, și de asta este așa, și gara, da. Autogara. De asta e aglomerat. Păi acum să vedem că eu tot n-am fost niciodată. Din câte ne-ai explicat, e undeva pe aici. Undeva aici, la stânga, să trebuiască să o luăm. Până a lua-o la deal. Ia ia că mașina lui acolo. Security. Security. Ea lucrează polițist? Ei da. Nu, security. Poși că soi aici. Și Nanu Radu. Da. Mulțumim. A, să iasă, încurcăm? Baba. Bun, hai, noi la revedere și am plecat. Hai, dă papa cu Nanu și hai, mulțumim și vă așteptăm și pe voi la noi. Da, și la Cereș ați venit. Tot bine, da, tot super. Am făcut, da, s-am mai filmat și azi. E glod, e frig. Da. Acum a fost tot. Da? Bine, hai cum. Și am ajuns acasă. Riancic, salut! Cum 2 zile fără noi? 3 zile, adică. Eu și nu am întrebat unde a fost mama cu tata. La grade bine? Tot bine? Da. Alex face duș. El a venit acasă și deodată duș vrea să facă. Noi am trecut să luăm și niște mâncărică. Da, marți de 4 ori jumate. Că n-avem nici legume, nici nimic și... Nici mâncare. Nici mâncare. Și am trecut să mă... Deja că stăm mâine să fac ceva mâncare. Normal.
Și în trecut și-am luat niște mâncărică grecească. Și mâncăm și yummy. Mâncăm, ne băim. Da. Punem toate lucrurile la loc. Miuța, ce-a făcut fata singură? Ce-a făcut fata singură două zile? Nu, trei zile. Trei zile și două nopți, da. Mumoase. A avut grijă de casă e. Da. Nu, noi mai mult Miuța de trei zile nu lăsăm. Da. Dar Ariana a fost și în ospiție și la frigărui au fost zilele astea, da? Două zile la rând la frigărui. Cu bunica, da? Și ți-a plăcut? Poftă mare nou și... Bye. Nici nu m-am schimbat de... Eu sunt că în pantaloni ăștia și cam așa de rol. Parcă de școală. Chiar dacă nu a fost timpul favorabil și nu a ținut cu noi, noi totuși am făcut ceva. Ne vedem data viitoare cu voi. Pa, pa! Pa, pa! I-am mâncat acolo la frigărui cărniță.